Forsecuri cu 3 ingrediente. Să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. 3 ingrediente. Sunteți curioși? Vom avea nevoie pentru fursecurile noastre de următoarele ingrediente: un ou, 165 de Nutella și 100 de grame de semințe. Mixăm semințele să le transformăm în făină cu un blender, apoi într-un vas vom adăuga oul nostru, cu Nutella și vom amesteca bine aceste două ingrediente până vom obține o cremă. Apoi vom adăuga semințele noastre. Eu am pus un mix de semințe de floarea soarelui, de bostan, de in, de mac și de susan, dar puteți pune și nuci, alune de pădure, fistic. Și acum amestecăm bine și semințele și apoi vom pune totul într-un poș și vom da formă la fursecurile noastre într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le vom așeza una lângă cealaltă, cu o mică distanță între ele. Apoi, cu acest mix de semințe, vom decora, vom pune așa deasupra pe fiecare. Vom da aceste fursecuri la cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru circa maxim 10 minute. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că îmi sunteți alături, că mă urmăriți. Vă doresc multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici!